Astăzi avem lansarea candidatului pentru primăria orașului Videle. Organizația Videle își face astăzi lansarea. Mă numesc Dorel Pelcaru, sunt candidat al primăriei orașului Videle din partea partidului. Ceva din Sibiu, am absolvit Liceul Industrial de Petrol din Videle, Institutul de Petrol și Gaze la Ploiești, am revenit la Videle, în cadrul Institutului am făcut și cursul de pedagogie, venind la Videle, din partea Scherei de Petrol Videle, am fost trimis să țin și cursuri la grupul școlar industrial de petrol Videle, format din liceu, școală profesională, școală de maestri. În timpul anului școlar predam ore, în vacanțe lucram în producție. După câțiva ani de zile am fost numit șeful secției mecanică suprafață la Scheela de Petrol Videle și era perioada în care Scheela de Petrol Videle avea peste 3500 de angajați. Eram peste 15 secții, am fost numit la cea mai mare secție unde aveam 280 de angajați. După câțiva ani de zile, odată cu reorganizarea Petromului, am fost numit director tehnic la Petrom Service Videle. După asta, la câțiva ani, am fost șeful metrologiei județului Teleorman, șeful serviciului de metrologie legală județul Teleorman. În prezent lucrez la un laborator autorizat de Biroul Român de Metrologie, cu punct de lucru în Videle. Avem străzi întregi unde nu avem apă, nu avem canalizare, nu avem asfalt. Ne-am propus asfaltarea tuturor străzilor, extinderea utilităților în toate străzile orașului. Avem, dacă vreți, zone, avem zona gării, zona fostelor sere, unde sunt 531 de proprietăți care nu au apă, nu au canalizare, nu au asfalt, nu au gaze, nu au curent electric. Este o zonă cu străzi paralele și perpendiculare, una din laturi este stația electrică și pe una din laturi stația de apă. Și în zona respectivă nu avem apă, nu avem curent electric. Acolo doar o parte din locatari cu eforturi proprii și-au tras rețele electrice pe banii lor, o singură stradă, parcă strada Magnoliei, cu banii proprii și-au băgat gaze. În rest, nu avem utilități. În condițiile în care toate satele românești, pe toate ulițele din satele românești există curent electric. În vremea comunismului se spunea orice sat în vârf de munte să aibă curent electric. Noi aici, lângă gară, nu avem curent electric în zona Videle. Alt obiectiv este refacerea târgului săptămânal. Videle este un oraș la distanță față de alte orașe. 51 de kilometri pe calea ferată până la București, 50 de kilometri până la Alexandria. Este un oraș împrejmuit de comune. Aici ne trebuie târgul săptămânal, acolo unde oamenii să-și vândă produsele. În zona noastră este zona agricolă, unde oamenii trebuie să-și desfășoare activitatea și să-și desfacă produsele. O altă problemă a orașului este problema câinilor vagabonzi, așa cum este peste tot. O altă problemă este problema parcărilor. Dacă vedeți aici, în fața gării, am numărat într-o zi, erau 350 de automobile în parcare și 120 trase pe trotuar. Nu au unde să tragă mașinile, nu au unde să le parcheze. Ca și partid, în Videle, au început tot felul de speculații, tot felul de atacuri ale contracandidaților. Și vreau să vă spun, dacă toți sunteți aici, sunt tot felul de zvonuri. Unii, partidul are doi candidați. Nu are. Eu sunt candidatul de la AUR, în Videle. Suntem aici pentru a răsturna realitatea pe care alții ne-au construit-o, pentru că un decident politic cu putere locală, județeană, centrală, are în spate speranțe, speranțele a sute, mii și zeci de mii de oameni. Iar un decident politic responsabil, care nu uită de unde a plecat și pentru ce a fost trimis în administrație, pentru că nu se moștenește administrația în Teleorman și în România, livrează înapoi oamenilor, pentru că același motiv pentru care a fost trimis.
dumneavoastră, cât și ceilalți colegi din teritoriu, din filiala județeană Telorman, și pot să vorbesc în numele partidului la nivel național. Toți cei care vom intra în funcții de conducere, de la consilier local, la primar, viceprimar, primar, consilier județean, și apropo de consilier județean, noi mergem să câștigăm consiliul județean Telorman. Noi mergem să câștigăm primăria Videle. Noi mergem să câștigăm pentru că este necesar, pentru că știm ce avem de făcut, pentru că suntem oameni dintre oameni. Pentru oameni. Eu vin din zona privată și am probleme. Numele meu este Bogdan Dorcea. Sunt candidatul AUR sau de AUR la municipiul Alexandria. Dureros este că în secolul 21 vorbim că nu avem curent electric. Sunt convins că lucrurile astea, deși se cunosc, au fost ignorate și de asemenea cred că după ce veți câștiga primăria, nu veți uita de aceste promisiuni și nu ar fi normal să le uitați, pentru că în secolul 21 să nu existe o casă, o localitate fără curent electric, de asemenea fără apă curentă sau canalizare. Dacă în secolul 21 vorbim despre lipsa acestor lucruri, deja suntem înapoi în evul mediu. Avem un număr destul de mare de doamne. Doamne care la rândul... Doamnele de aur. Doamnele de aur. Și eu sunt mamă și eu fac politică. Îmi face deosebită plăcere să vă găsesc într-un număr atât de mare. Trebuie să recunosc că m-ați surprins. Și promit că am să mai revin la organizația dumneavoastră. Ce pot să vă spun? Îl susțin cu toată puterea și cu toată tăria mea pe domnul Pelcaru, candidatul dumneavoastră la primăria Videle, un om corect, un om cinstit, un om care vine dintre oameni, un om care știe munca de jos și care cunoaște problemele cetățeanului îndeaproape. Le-am ascultat cu mare atenție discursul dumneavoastră și vin cu o rugăminte, să rămâneți aproape de oameni. Oamenii au nevoie de noi acolo, lângă ei. Pe stradă, în ușa casei, la școală, la spital. Pentru tinere, sportul susținut, pentru toți locuitorii din Videle, 3.000 de locuri de muncă, asta doar ce putem spune în conferință de presă și este înregistrat, adică fără minciuni, și în rest, Doamne ajută să câștige domnul Pelcaru ca să putem să ne ținem de cuvânt. Vă mulțumim și să avem succes la alegeri.